mărturisesc că atunci când l-am văzut pe domnul Bulai cu borcanele aici, lângă, lângă tribună, mă gândeam că vrea să facă o mostră, o demonstrație de statuetă vie și așteaptă să treacă fiecare parlamentar pe la dânsul, cum era învățat să facă în tinerețe. Cert este că, cert este că până la final a dus trei borcane celor trei miniștri, mă rog, la trei miniștri aici la tribună, subtil spunându-se să se lase de politică, să se apuce de mimă. Altfel nu mi-explic de ce ați mers cu borcanele acolo. Dați-mi voie să salut prezența în sală a miniștilor USR. De asemenea, aș vrea să salut prezența în sală a multor miniștri PNL. A, ah, n-au venit. N-am văzut, n-au venit. Dați-mi voie să salut și pe Ludovic Orban, președintele Camerei și el prezent prin sală pe undeva, nu? cred că asta spune multe despre dumneavoastră și activitatea dumneavoastră, domnule Ghine. Mărturisesc că mă așteptam să veniți astăzi aici spășit, umil, să recunoașteți faptul că ați fost incompetenți, ca să nu spun proști, și n-ați fost în stare să trimiteți un plan coerent la Bruxelles. Nu, dumneavoastră ați venit agresivi, manipulatori, așa cum știți să faceți de fiecare dată. Ați vorbit de corupție, cu barna lângă dumneavoastră pe scaun. Cred că dacă erați acolo, vă înghiontea pe sumasă. Ați vorbit de faptul că PSD-ul fuge ca dracul de tămâie de PNRR. Comisia Europeană fuge oameni buni. Îl trimiteți, vi-l dau înapoi. Îl trimiteți, vi-l dau înapoi. Ei fug de planul vostru, că e prost făcut. Ați vorbit... Ați vorbit de reforma în sănătate. Aia în care scoateți oamenii cu branule în mâini, în perfuzii, noaptea la 12 din spitale, asta e reforma pe care o faceți voi în sănătate? Dar nu vă e rușine. Ați vorbit de pariuri. Pariuri să faceți la birt dumneavoastră, domnule Ghinea. Noi în Parlament nu facem pariuri. Ați vorbit de asemenea despre slugi. Slugă se numește cel căruia îi fac firmele planurile naționale de resare și reziliență pe care le trimite la Bruxelles. Alea sunt slugi! Nu pot să nu mă amuz, amintindu-mi o declarație pe care a dat-o joia trecută, în momentul în care a izbucnit scandalul cu pnrr ul Și ne spunea domnul Ghinea, citez, am făcut un experiment să închid telefonul seara și m-am uitat la, film, la filmul Terminator, pe care recomand, este foarte bun, este cu Arnold Schwarzenegger bătrân. Nu comentez, am încheiat citatul. Nu comentez gusturile dumneavoastră, și nici faptul că vă puteți lua libertatea de a vă închide telefonul când doriți, așa, parcă nu aveți nicio treabă prin guvernul ăla. Vă închideți câteva ore și vă uitați la filme. Însă nu pot să nu mă gândesc, domnule ministru, că fiind mai slab de îngeri dumneavoastră, privind acest film, ați intrat în rolul actorului principal și ați, ați început să mitraliați și să aruncați în aer toată România cu PNR-ul acesta. O singură diferență. O singură diferență, domnule Ghinea. Dumneavoastră nu sunteți Arnold Schwarzenegger. Mai degrabă sunteți Benny Hill. Ați trimis un plan absurd care continuă să crească decalajele între regiuni. Un plan, așa cum vă spuneam, făcut de companiile direct interesate de proiectele pe care le-au scris. În care ați prevăzut sute de milioane pentru piste de biciclete în sate fără canalizare traininguri făcute cu firmele de casă pe sute de mii de euro, miliarde de euro pe consultanță, tot firmelor de casă, practic un plan în care parândărătul să le găsește pretutindeni. Practic, ați creat din PNRR un usr așa aș am putea spune, o pușculiță de partid din care să vă împruptați dumneavoastră și șefii dumneavoastră de partid. Evident că pentru a finanța toate astea trebuie să tăiați de undeva. Și de unde știți voi să tăiați și mai noi parteneri de la PNR, mai noi parteneri ai voștri? De la sărmani. Tăiați de la agricultură, înghețați veniturile, pensiile, salariile, alocațiile, nu dați nimic firmelor românești, măriți vârsta de pensionare după dumneavoastră, decizia de pensionare trebuie să vină o dată cu certificatul de deces. Și asta o spuneți cu zâmbetul pe buze. N-aveți nicio jenă să afirmați chestiunea asta. Cum mai e că, în timp ce Comisia trimite a treia oară planul înapoi, dumneavoastră ne spuneți că e normal să stăm liniștiți și ne mințiți că totul e perfect. Știu, ați făcut o întreagă dezbatere pe semantică dacă cei de la Comisia au retrimis sau nu planul. Dumneavoastră le spuneți observații. Nu le-a făcut altă state atât de multe ca nouă, ca României, dar mă rog, le spuneți observații. Păi am citit observațiile alea. Hai să vă spun eu ce spun observațiile. Observațiile spun. Nu spun că sunteți hoți. Nu spun asta. În schimb, spun elegant că s-a oprins că vreți să furați și că trebuie să nu mai faceți. Dar nu spun că sunteți hoți, adevărat. În același timp, Observație, nu spun că sunteți proști. Nu spun asta. Spun doar că trebuie să modificați substanțial planul, că trebuie să învățați de la alte state și vă spun elegant. Nu vă spun că sunteți proști, adevărat. Ați spus de asemenea Vă rog că PNR, PNR... Doamnă, toată lumea a depășit două minute. La mine, după 3 secunde, m-ați oprit. Mai am 30 de secunde. Ați făcut un întreg caz din faptul că, până la urmă, planul va fi aprobat. Știm cu toții că, după multe corecturi, va fi aprobat. Dar cu ce costuri rămâne ultima țară care depune și va avea planul aprobat? În timp ce alte țări vor accesa bani în următoarele săptămâni, dumneavoastră vă pregătiți pentru restanța din toamne, domnule Ghinea, pentru că România a rămas corigență din, corigentă din cauza dumneavoastră. În final, în orice altă țară, un ministru ca dumneavoastră ar fi fost demis de la prima întoarcere a Planului Național de Redesare și Reziliență. Dar nu, pentru că dumneavoastră dumneavoastră n-ați fost demis, pentru că să vă bucurați de protecție Vă bucurați de protecția celor care sunt interesați de banii din PNRR? Sunteți protejați de șeful dumneavoastră de partid, a cărui libertate e strâns legată de mandatul dumneavoastră de ministru al ministerului, unde și-a făcut de cap cu câteva milioane de euro în urmă cu câțiva ani. Și de aceea dumneavoastră nu aveți voie să plecați de la Ministerul Fondurilor Europene. Domnule ministru, în final, vă spun așa. Înainte dumneavoastră s-au crezut și alții intangibili cu prieteni în justiție și pe la Brusel. S-au crezut și alții, au făcut ce au vrut și ce au dres, iar în final au plătit. Faceți-vă dumneavoastră și României un serviciu, plecați sau rugați pe câțiu să vă demită, pentru că astfel dumneavoastră scăpați de răspunderea penală în urma contractelor frauduloase pe care le veți semna și România scapă de un incompetent ca dumneavoastră.